Doamnelor, domnilor, bună ziua! Iată-ne din nou în studioul Roman 24. Sunt Cristian Foghel la o nouă ediție a emisiunii Politica în Neamț. Alături de mine, invitat astăzi, domnul Marcel Bârjoveanu, primarul comunei Moldoveni și candidat pentru un nou mandat. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Comuna Moldoveni e o comună mărișoară, aș zice. Nu foarte mare. De la ultimul recensământ, din păcate, am scăzut sub 2000 de locuitori. Serios? Da. Plecați în străinătate sau pur și simplu nu chiar foarte mulți plecați în străinătate. Noi am încercat chiar și pe cei plecați în străinătate să inventariem la noi ca să ajungem măcar la 2000 de locuitori. Era 2000 de locuitori, o cifră importantă pentru noi ca să putem accesa anumite proiecte, ne-ar fi ajutat să trecem, dar n-am reușit. 1972 de oameni, atâta. Învățați-i pe oameni cum se face. Noi încercăm de mult timp să învățăm, în sensul că dacă reușim să îi aducem acasă, dacă reușim să îi aducem, știu, o familie tineri în comună, atunci vom avea probabil și copii mai mulți. Bun, eu când am spus că e o comună mărișoară, mă gândeam la că e întinsă. Da. Ca suprafață, da. E o comună de 4300 și ceva de hectare. E cu un bazin agricol foarte important. Asta e principala activitate, agricultura. Da. Spuneți-mi, vă rog, ultimii 4 ani, pentru că se încheie anul ăsta, se încheie un mandat, începe alt mandat odată cu alegerile și așa mai departe. Cum au fost? Cum i-ați caracterizat ultimii 4 ani? Ultimii 4 ani au fost mai diferiți de alți ani. Eu, fiind primar din 2008, am oareși ce experiență să pot să îmi dau cu părerea în sensul ăsta. Pentru că au avut loc niște evenimente în plus față de restul evenimentelor și asta ne-a îngreunat cumva chiar și accesarea de proiecte pe care o aveam în plan. În sensul că au fost anii cu COVID, 2020-2021, au fost anii cu războaie care au ținut oarecum guvernul și guvernanții au ținut ocupați și știu eu... N-au reușit să fie la 100%, zic eu, din cât s-ar fi putut face. Au fost activi în altă direcție? Da, au trebuit să fie, normal. În orice administrație se întâmplă când te orientezi în altă parte sau trebuie să te orientezi pentru că este primordial, e normal că apar cumva unele întârzieri în alte direcții. Ați avut proiecte pe care ați fi vrut să le faceți și nu ați apucat din cauza? Da, am avut proiecte pe care, știu, promisiuni de proiecte, să zic. De exemplu, am avut promisiunea că vom trage gaz la moldoveni și în mandatul ăsta, din cauza întârzierilor, practic, proiectul s-a aprobat până la urmă pe Anghel Salini, îl avem, că avem o asociație de dezvoltare intercomunitară împreună cu comunele Bahna și Români. Noi l-am depus în această asociație, dar abia foarte târziu ne s-a aprobat proiectul. Acum suntem în stadiu de a termina ADI-ul de constituit juridic și de a face concesiunea. Practic, nu o să reușim probabil să băgăm, cum se zice, sapa în pământ până la alegeri sau să țină de mandat. Dar important este că l-am prins, important este că avem finanțare, important este că proiectul ăsta aduce în cele 3 localități câte 22 de kilometri de rețea. Sunt lucruri importante. Indiferent de ce se întâmplă după alegerile din 2024, proiectul va fi implementat. Fără discuții. Ideal ar fi să-l duceți dumneavoastră la capăt. Nu contează. Ies eu, ies altcineva, indiferent cum ar fi, proiectul este aprobat și la celelalte localități și el va merge înainte. E posibil să începem, să dăm startul chiar și înainte, dar nu se pot face mari lucruri, vă dați seama că mai sunt 2 luni până la alegeri. Nici nu avem un plan asta. 2 luni până la alegeri, dar mai sunt niște luni până efectiv la intrarea în poziție. Da, de primar, nu știu asta, da. Septembrie, da. Abia, octombrie. Până în septembrie este și pus, cu siguranță cred că este și pus în mare parte. Pentru că la gaz metan nu se merge ca la apă canal sau ca la alte investiții, mult mai greu. Se merge destul de rapid. Câte vreme e bătut în cuie, e parafat, da, e tot da, ce trebuie. Avem o finanțare de 16 milioane de lei pe toate cele 3 localități și eu zic că este foarte bine. Era important. Este important. Acum nu știm cât este de pur economic pentru buzunarul omului, că și gazul metan s-a mai scumpit, dar trebuie să îl asigurăm pe om, să-i dăm alternativa. Dom'le, dacă nu, poate să ia lemnul, care este foarte scump.
Dacă nu, poate să folosească altă sursă, știu, electrică sau din panouri fotovoltaice. Sau... Trebuie să recurgă la gaz metan și asta este. Trebuie să-i dăm șansa să se poată folosi și de soluția asta de încălzire sau de, știu, de a... Poate sunt investitori care pot să vină și au nevoie de gaz metan în zonă. Corect, trebuie să le pui la dispoziție, da, la poartă, păi, la limita totul depinde de asta. Până la urmă, noi trebuie să aducem plus valoare în localități. Trebuie să aducem firme care să creeze plus valoare. Asta este foarte important și asta numai cu infrastructură pusă la punct putem face. Păi bun, dar infrastructura nu se referă doar la gaz, metan sau la apă, canal, nu e și cea rutieră, și cea educațională. Absolut, absolut. Tot ce ține cum stați la capitolul infrastructură în general și dacă vreți putem să o luăm și relativ bine. Avem, am eu, de când sunt primar, am implementat 3 proiecte pentru apă canal. Unul pe ordonanța 7 de alimentare cu apă la moldoveni, unul pe AFIR, pe fonduri europene, canalizare, înființare în rețea de canalizare la moldoveni și unul pe PNDL2, parcă pe PNDL2, am implementat un proiect de extindere pe Hociungi de apă canal. Toate cele trei comune ne-au ajutat, toate cele trei proiecte, mă scuzați, ne-au ajutat să facem cam, să zic, 50%, 60% din rețea, poate chiar și mai bine de 60% din rețea. Și oamenii cum reacționează? Acum avem un alt proiect, ca să termin, mă lăsați. Avem un proiect pe Anghel Salini de 19 milioane de lei, care dacă îl implementăm, îl avem în licitații, dacă îl implementăm, probabil că rezolvăm 90% din ce înseamnă apă canal. Asta e foarte bine. Asta este foarte important, pentru că ce să vă zic, când am intrat primar, am făcut mult asfalt. Am avut foarte multe proiecte de asfaltare. Și asta mi-a îngreunat mult acum implementarea proiectelor de apă canal. Am mers acum pe o parte, după aia trebuie să merg pe alta. E destul, nu sunt spații, știți, zonele de zonă și șan sunt mici. Și acum am avut așa oarecare regret că la anumite zone am făcut asfalt, dar n-am... Era nevoie proiectele atunci. Să iau cum să prind, știți cum? Și era nevoie și de asfalt, cu oamenii stăteau săracii. Bun, trebuie să mai spunem o chestiuță și anume că a fost probabil și o nesiguranță guvernamentală, mă gândesc, la nivel de guvern, pentru că nu știai, bă, vine azi bunul, mâine vine altul, poi mâine vine și schimbă tot, hai să prindem ce avem, să facem ce avem de făcut acum, adică cu ce se poate, și o vedea noi pe viitor, adică e dificil să faci planuri pentru următorii 5, 10, 20 de ani. E dificil, să știți, pentru că văd și guvernul se încadrează în niște strategii europene. Eu nu vreau să-i scuz acum dacă sunt în întârziere cu unele lucruri sau să mă scuz pe mine, și eu am nerealizări. Trebuie să fim realiști, nu suntem perfecți. Dar, într-adevăr, este destul de dificil. În momentul când apar chestii, știu, surprinzătoare, cum e războiul, cum e... Și plus că tot timpul acum noi suntem conectați la Uniunea Europeană. La Uniunea Europeană acolo trebuie, merge treaba foarte... greu sau relativ greu, nu merge foarte simplu. E dificil să guvernezi o Europa întreagă, bine, aproape o Europa întreagă. Noi am fost invitați în mandatul anterior la domnul Stolojan să vedem Parlamentul European și în discuții cu unul din consilierii lui spunea că un europarlamentar, și așa suntem cu europarlamentari, la unul europarlamentar îi trebuie minim 16 luni ca să depună un proiect să ajungă acolo. Iar după asta, aproape în tot mandatul reușește să aibă o inițiativă aprobată sau nu. Deci, vă dați seama, și la ei sistemul nu este foarte rapid. Ca și la noi, dar la noi totuși e mai rapid, eu zic, decât ei. Suntem mai buni. Eu zic, suntem mai buni, chiar și decât ei. Deci, aș spune că ultimii 4 ani au fost... ciudați. Da, au fost ciudați din punctul ăsta de vedere, din punctul rapidității cu care... Eu am avut de lucru, că am avut un proiect de apă canal, chiar 2 proiecte pe care le-am terminat în 2022 și am avut ultimele 2 proiecte de canalizare la moldoveni și extindere la Hociungi de apă canal. Ălea le-am terminat acum, în mandatul ăsta, ca să zic, dar le-am început în mandatul anterior. Deci am mai fost, n-am cum să zic, bă, mandatul ăsta pur, am făcut numai asta. De asta câteodată mai fac, știu, reveniri la mandatele anterioare. Ce așteptări aveți pentru următorii 4 ani? Ce planuri sunt pentru următorul mandat? Eu zic că așteptări sunt. Eu mai am niște proiecte aprobate financiar,
De exemplu, eu am modernizat iluminatul public în comun, am pus 533 de lămpi printr-un proiect pe AFM. E un proiect care ne-a redus consumul de curent, fiind niște lămpi cu dimare, adică ele funcționează la capacitate maximă primele ore ale serii, când haloul este mai, să zic, nu este conturat foarte tare și poate să trebuie să dea lumină mai puternică, după aceea când haloul nopții este perfect, atunci da. Ne reduce la 60% și practic noi avem lămpi de 30 și consumăm numai 18 kW pe noapte, știți? Plus că nu cred că aveți oameni care circulă noaptea prin comuna foarte mult. Dar nu contează. Noi n-am oprit un bec niciodată, că ne facem economia așa, făcând din mare asta, reducând intensitatea lămpilor pe timpul nopții, se creează economie, nu trebuie să opresc lămpile, să creeze noaptea neagră. Da, lumina e semn de civilizație și trebuie să-i respecte pe cetățenii satului. În 2024, la urmă, în 2024 trebuie să ai măcar... Nu mai poți să imaginezi că poți închizi omului acum lumina. Toată lumea circulă, la orice oră, trebuie să fie siguranță. Care ar fi, să spunem, prioritățile pe mandatul care începe? Care urmează, nu care începe, că mai e până să înceapă. Am unele rămâneri în spate, ca să zic așa. De exemplu, mi-am propus aproape în fiecare mandat să refac clădirea primării. Eu am o clădire a primării foarte mare, o clădire de 800 și ceva de metri pătrați, cu o sală de spectacole, clădirea fostului CAP de la noi, care era un CAP performant și care a creat această clădire. Nu prea am făcut lucruri acolo. Noi nu prea am avut un buget propriu care să ne permită asta, iar pe proiect am depus un proiect, dar nu l-am prins. Un proiect pe Agenția Fondului de Mediu, nu l-am prins la vremea aia, e vorba de mulți ani în urmă. Acum sunt niște proiecte pe POR, pe planul regional, și sperăm să prindem acolo. Am un proiect făcut acum, mi-l definitivează. Deocamdată nu s-a dat drumul la măsură. Vrem să depunem acum, în aprilie-mai, să zice, să depunem un proiect pe modernizarea primăriei. De fapt, proiectul este pentru creșterea eficienței energetice. Uh-huh. Energie în toate modurile. Asta înseamnă să-i faci izolare, să-i pui termopane de calitate, să-i pui un acoperiș tot cu izolare, deci se pot face tot felul de modernizări de interior și exterior, și mai puțin... Cum? Îi pune și fotovoltaice, panouri? Da, și fotovoltaice. Am uitat să vă spun că chiar am un proiect de fotovoltaice depus anul, în 2023, în vară, dar încă n-a intrat la evaluare. Astăzi am văzut un mesaj abia de la AFM, după aproape 8 luni de zile. Dar nu l-am citit, nu l-am deschis. Acum dimineață trebuia să-l deschid, să vedem dacă ne-au controlat și dacă trebuie să facem clarificări în sensul ăsta. Că vrem, am depus un proiect de 205 kW, atât era consumul nostru pe anul 2022, că se ia pe anul anterior, și am făcut un câmp de panouri fotovoltaice undeva în fostul CAP la Hociungi, ca să ne compensăm consumul la apă, la spauri, la canalizare și la iluminatul public. A, deci se percepe energie verde. Da, asta e soluția cea mai viabilă. Și Uniunea Europeană ne îndreaptă așa, nu ne îndreaptă spre gaz metan, știu eu, care face emanații de carbon, ci din contra, investiții foarte mari sunt în sensul ăsta. Și vor mai fi, sunt convins. Dar vă susține și aveți și susținerea politică și cea administrativă de mai sus? Sau urmează să se schimbe și asta și poate să vă bazați mai mult pe Consiliul Județean? Aveți comunitatea președinție, nu? Aici este problemă mai amplă de discutat. Avem în sensul că ce ține de Consiliul Județean, să iau cu partea mai rea, aici vreau să zic că am avut 8 ani de subfinanțare, 8 ani în care nu am primit decât așa mici firmituri, ca să zic, care mi s-au aruncat. Cred că în 8 ani de zile, făcând un calcul și comparându-ne cu o comună similară de mărimea noastră, am pierdut în jur de 4 milioane de lei. Da, păi diferențele au fost 4-500 de mii de lei între o comună PSD și o comună PNL. Și noi am primit 10.000 de lei, 20.000, 50.000 de lei maxim. Și acum, am primit 100.000 de lei, cea mai mare sumă din ultimii 8 ani, dar am avut și zero. Era o glumă care circula la noi între colegii primari PNL când ne întâlneam după această alocare care se făcea din cei 6%
pentru primării, pentru consiliile locale, ziceam, domnule, cât ai primit la, acum la alocare? Zice, bă, sunt foarte mulțumit. Da? Cum? Dar cât ai primit? Am primit cât romanul. Deci e ok. Adică faptul că romanul primea zero și noi primeam zero, era o glumă neagră așa. Acum romanul a primit 300... de mii. Au primit mult, au primit și mai puțin, au primit și zero. Așa deci, este. A fost o bătaie de joc la adresa oamenilor, practic, pentru că să condamn niște comunități. Roma nu are noroc, pentru că Roma nu, într-adevăr, el se poate susține. E oraș, e zonă industrială puternică, e un pol de... E un hub logistic. Am văzut că contribuie cu peste 50% la economia județului Neamț. Adică ce să spunem despre Roma? Se poate. Dar noi moldovenii, vreau să zic, noi cred că dacă am face o situație, noi terminăm tot timpul în genunchi aproape anul. Cam la toate primăriile rămân bani la final. Știți, când rămân banii aia și îi bag în excedent și vine în anul următor. Noi 70.000 de lei, deci sub 100.000 de lei ne încadrăm în bani, deci foarte la puțin. Limita de da, jos. La limita de jos. Și să știți că nu avem salarii mari, se pot verifica. Nu avem cheltuieli, suntem așa, stăm pur și simplu într-un echilibru. Deci e nevoie de o schimbare undeva la nivel de CJ? Da, neapărat. Aici nu avem nicio șansă. Dacă Dumnezeu ne ajută să câștigăm CJ-ul și domnul George Lazar să ajungă acolo, eu sunt convins că va face, nu va face această nedreptate. Nu am pretenții să mi se dea acum mie și să-i distrugă pe cei de la PSD. Să facă, să creeze niște criterii sănătoase prin care să facă lotări. Ele sunt, există, dar nu s-au respectat. Sau criteriile respective să fie respectate. Și eu cred că acest om va putea respecta asta și este în măsură să facă asta. Mi-a demonstrat de foarte multe ori. Cu 100.000 de lei de care spuneați că i-ați primit... de la Consiliul Județean acum de curând, ce se poate face în Comuna Mot? Sau ce s-a putut? Sau la ce? În ce poți să-i bagi 100.000 de lei? Dar noi și așa cu bugetul existent, noi eram în subalocări. Adică, practic, am cârpit pe aici, pe acolo, mici lucruri, mici deficiențe, în sensul că am pus niște bani la curent electric, am pus niște bani la școală, am pus, pentru că la școală am, modernizând toaleta în școală, am pus acum niște filtre pentru apa care o beau copiii să nu bea de acolo sau să îi le ușurăm cumva accesul la o apă bună. Apa este bună din punct de vedere bacteriologic și așa, dar altfel când trece și printr-un filtru din ăla să fie purificat. Și am creat chestiile astea. Costă, toate lucrurile costă. Bine, costurile nu sunt foarte mari. Dar tot trebuie să iei o chiuvetă, o baghetă din aia prin care să curgă apă, să-și poată să-și pună sticluța și așa mai departe. A prost că apar neprevăzute. S-a spart da, un geam, s-a sticat da, o... Anul ăsta nu prea am avut neprevăzute, așa am avut noroc. Din fericire nu prea am avut neprevăzute, dar s-au fost anii care au picat centrala la școală. Pac, rapid. Nu știu cât a costat, dar să zic vreo 35-37 de mii de lei s-au dus în anul ăla pe schimbatul centralii. Deci ca să numai centrala, în afară de manoper, vreo 50.000 de lei. Deci ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, aproape jumătate sau aproximativ jumătate din banii pe care i-ați primit acum de la Consiliul Județean ar fi putut intra în... Da, într-o mică chestie, da. Deci nici nu discutăm, orice bănuță ne-ar fi trebuit, să știți. Nu aveam pretenții să ne... Domnule, fiecare care ajunge acolo să zic că își favorizează colegii de partid, sau, dar măcar... cât de puțin să ne fi dat și nouă, să putem să supraviețui și noi. Alocările astea de fonduri se fac pe criterii politice, nu e o noutate, păcate. Din nefericire. Nu-i corect, nu-i moral și îngrașă, dar așa se face. Spuneți-mi, vă rog, situația familiilor plecate în străinătate, vorbeam la începutul interviului ăsta despre dorința dumneavoastră de a se reîntoarce în comunitate. Cu ce atrageți? Ce planuri aveți? Singurele modalități de a atrage sunt să avem infrastructură, să avem o conduită, zic, administrativă corectă. Oamenii de acolo, din străinătate, s-au învățat cu oarecare corectitudine. Și trebuie să le demonstrăm treaba asta, să fim aproape de ei, să putem să-i ajutăm online pe orice chestie, să știu eu, să le creăm
acele condiții unde se poată trăi sănătos, să aibă acces la educație, să aibă o școală care să aibă rezultate. Că asta înseamnă performanța în școală. Nu înseamnă să ai 1000 de copii. Contează câți iau la Roman Vodă. Corect. Din cei 20 de copii care termină clasa 8-a. Și noi aici stăm bine, din fericire. Adică avem copii foarte buni. Acum, discuția e lungă cu educația, pentru că știm toți că sunt și acele... Sunt și acele lacune în legislație și cu pregătiri și cu, cum să zic, sunt copii de la țară în general, au o concurență oarecum neloială cu cei de la oraș. Da, așa dar, este o realitate. Dar nu sunt acuzat cei de la oraș din cauza asta, Doamne ferește. Nu, dar se merge pe ideea că educația din mediul rural e mai, nu vreau să deranjez pe nimeni, dar nu e la nivelul educație de la, din mediul urban, nu știu de ce. E o chestie și concurențială aici. Aici, dacă ai, zic, părinții mei au fost cadre didactice și știu așa, dacă ai o concurență foarte mare, normal că se creează și din concurență iese performanță. Corect. La noi, dacă noi avem 20 de copii sau 15 copii care termină clasa 8-a, este și acolo concurență, dar nu e aceeași chestie când ești într-o concurență cu 100 de copii. Păi, cum ați face ca să dispară? Nu ține de dumneavoastră, dar dacă ar fi. Trebuie reformate sistemele. Trebuie reformate, trebuie regândite centrele școlare, eu zic, trebuie regândite, trebuie nu neapărat să fie distrus celula de acolo din comunitate, dar niște școli mai mari, cu săli de sport, cu laboratoare, cu cadre didactice foarte bine. Noi tot plimbăm copiii cu microbuzul, ca să zicem așa, tot îi ducem de la școală până acasă. Da. Dar poate fi și la o distanță un pic mai mare, n-ar fi chiar o problemă. În străinătate știu că funcționează sistemul și zic că trebuie să ne uităm și să încolo. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca edil al comunității, ca lider al comunității, ați făcut tot posibilul. Da, școala există, la noi școala avem toate. Acum chiar am terminat de făcut achizițiile pe un proiect de dotări pe PNRR. Dotări, modernizări cu table smart, cu mobilier, cu laboratoare modernizate. Va fi o chestie foarte frumoasă și foarte folositoare pentru copii. Ne chemați și pe noi când îi faceți finalul. Cu drag vă chem. În momentul ăsta câți copii sunt în comună, câți elevi? Avem 154 de elevi în școală. Avem o singură școală care funcționează la Moldoveni. Din păcate, școala Hociungi, începând din anul 2009, n-am mai... Și acolo avem un regret, că n-am reușit să găsim pentru școala aia o utilizare, știți? Școala a fost abandonată? Sau... Nu e abandonată. Școala este a Ministerului. Nu mai sunt elevi. Dar nu sunt elevi și s-au depozitat diverse materiale școlare și așa. Dar ea ar trebui să fie folosită în alt scop. Cândva, prin 2009, o parte din școală am vrut să o transform în... Vorbesc cu Caremilul de aici, de la Roma, să facem o mică secție de croitorie atunci. Dar nu ne-au pus-o la dispoziție Ministerul Educației. Câte locuri de muncă s-ar fi creat? 40 de locuri. Dar să știți că 40 de lucruri aveam eu speranța că vor veni. Dar noi am făcut prima dată când au pus, au zis că le trebuiau locurile astea de muncă pentru că acolo se crea un circuit. Unii coseau nu știu ce, alții nu știu ce, produsul trebuia să iasă finit. Deci dacă nu realizai circuitul ăla de 5 mașini cu 5 mașini, nu aveai cum să lucrezi numai cu 10 oameni sau cu 15. Trebuia să fie un ciclu din ăla. Dar au venit oamenii, aproape că au montat și mașinile, dar n-am reușit să o țin de la minister atunci. Ministerul nu vrea să renunțe la clădiri. Este o chestie. Clădirea e undeva la mijloc. Deci, noi nu o putem întreține. Vă dați seama, clădirea este relativ mare. Ce să-i fac? Să o iau să o zugrăvesc? Zic ăștia, dom'le, mă, tăi ești nebun. Baci într-o gaură neagră, adică tot lucrez la școala aia, dar norocul nostru este că nu plouă în ea. Nu se degradează. Că nu se degradează oarecum. Tot se degradează. Orice clădire care nu e folosită se degradează. Dar trebuie clădirile astea reorientate. Reorientate spre, nu știu, spre cămine, spre de bătrâni. Am încercat să facem alte activități, dar avem cămin cultural la Moldovina, avem bibliotecă. Deci avem unde să facem activități. Nu mai știu ce să mai fac cu ea. Adică ar fi bun să facem ceva cu ea. De asta aveți capacitatea să mergeți și să bateți cu pumnul în ușele miniștrilor? Da,
Da, da, am fost. Am fost și cu domnul deputat Loreanu și cu domnul ministru George Lazar și, am, și cu domnul senator Țapu. Am fost. La, de fiecare dată când am simțit că trebuie să atacăm spre zona guvernamentală, am fost acolo la București și vreau să zic că la proiectul cu gazul metan era gata, gata să nu avem finanțare. Asta este o realitate, dar prin ajutorul acestor oameni pe care i-am enumerat, George Lazar, Leoreanu, domnul Eugen Țapu, am reușit să primim un supliment de bani. Deci noi practic nu eram pe lista de finanțare, dar până la urmă am reușit. E bine să ai prieteni în pozițiile potrivite. E bine, da, e bine, e bine. Da, e bine că și singur, m-am dus și singur, nu e vorba, dar nu e același... Unde se mulți puterea crește. Da, nu e aceleași șanse. Da. Pe dumneavoastră, ca să, pentru că ne apropiem de final și trebuie să încheiem în curând, pe dumneavoastră, care aveți o grămadă de ani de experiență de primărie în spate, mai puțin aveți de învățat da. Legat de administrația publică locală și totuși sunt convins că ar mai fi ceva de învățat. Este. Și pe finalul de final, dacă ar fi să aveți un regret pe mandatul care se încheie în 2024, care ar fi regretul ăla? Regretul este că încă mai am în localitate oameni care nu au un nivel de trai corespunzător. Și nu din cauza că n-ar avea apa canalul sau infrastructura la poartă, că n-ar avea asfaltul pe care să meargă. Nu reușim să înțelegem sau să-i ajutăm într-adevăr pe acești oameni. Acum s-a creat acel venit minim de inserție, în loc de așa, e o chestie într-adevăr interesantă și abia la început. Probabil că o să vadă într-adevăr care sunt persoanele vulnerabile. Am așa, mă simt cumva că n-am făcut destul pentru oamenii care nu prea pot să se ridice din poziția lor. Nu reușesc. E foarte ușor să zici, că nu muncește sau că așa, dar e foarte greu să-l înțelegi pe omul ăla care are 2-3 copii acasă și stă soția cum stă cu ei și tu te duci la muncă și muncești pe salariu minim. Trebuie să ne punem în postura aia și să vedem, reușim să supraviețuim așa? Noi nu reușim să ne supraviețuim cu salarii, deci cu veniturile destul de bunișoare care le avem. Da. Trebuie să înțelegem, trebuie făcut ceva și pentru ei. Nu neapărat să-i punem la munca aia de jos sau să ne să-i umilim. Dacă se ridică la nivelul încrederii în ei înșiși, în primul rând. Păi, de acolo pleacă totul, să știți. De acolo pleacă, aici ați spus-o excelent. De acolo deci încet, încet eu cred că o să se reușească și treaba asta și sunt convins că mandatul care începe... O să se reușească și sperăm să facem multe lucruri bune pentru ei. Trebuie să-i ajutăm și cred că și legislația ne va ajuta. Sau legislația europeană în care o să își pună amprenta asupra noastră mai mult, pentru că la ei au reușit să echilibreze aceste încet, plafoane. Încet. Eu sper să se rezolve toate. Vă urez mult succes în campania care stă să înceapă și sper să îi convingeți pe cât mai mulți dintre locuitorii comunității din care faceți parte să vă susțină. Domnule Marcel Bârjoveanu, primar al Comunei Moldoveni, candidat pentru un nou mandat de primar al Comunei Moldoveni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de mine și sper să ne vedem cât mai curând, inclusiv la dumneavoastră acasă în comuna. Niciodată n-am zis la oamenii din comuna mea să mă voteze, am zis să dea Dumnezeu să câștige cel mai bun. Așa să fie și așa să se întâmple permanent. Întotdeauna. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâne să ne vedem la o nouă ediție a emisiunii Politica Neamț, unde cunoaștem candidații și mersul administrației publice locale în județ. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!